Începând cu iarna viitoare, toți șoferii vor fi obligați să-și echipeze mașinile cu cauciucuri de iarnă. O prevedere în acest sens a fost introdusă de executivul Regulamentul Circulației Rutiere. Noua regulă le cere conducătorilor auto să înlocuiască anvelopele de vară cu cele de iarnă când afară vor fi 7 grade Celsius. Termenul exact de aplicare a restricțiilor urmează să fie stabilit ulterior. Șoferii de camioane și autobuze vor trebui să-și echipeze vehiculele și cu lanțuri antiderapante. Prin această măsură, executivul încearcă să evite blocajele pe drumurile naționale și să reducă numărul accidentelor de circulație. Vedeți ce s-a întâmplat anul acesta? Din cauza șoferilor de tiruri care nu și-au schimbat cauciucurile la timp, s-au întâmplat ambuteaje, s-au blocat drumurile, s-au întâmplat accidente. O practică similară există în majoritatea statelor europene. În toate țările Uniunii Europene este obligatoriu iarna să se schimbe cauciucurile, indiferent dacă ninge sau dacă nu ninge, deoarece cauciucurile de vară se pot exploata numai până la o temperatură de plus 7 grade. Chiar dacă vor fi obligați să scoată niște bani din buzunar, majoritatea șoferilor sunt de acord cu noile prevederi. Asta e decizie bună pentru că se circulă mai cu siguranță cu anvelopele de iarnă. Ești mai încrezut în anvelopele de iarnă. De vară, periculos, se produc foarte multe accidente. Trebuie că și iarnă anvelopele numai că trebuie bune. Că iarna asta, cum a fost, nu mă ia, păi tare greu merge. Foarte corect, în primul rând, este siguranța fiecăruia la trafic. Unii conducători auto cred însă că, înainte de a le impune niște cerințe cetățenilor, statul ar face bine să-și onoreze el obligațiile. De întâi să facă drumurile, șap. Nu depinde numai de la anvelope. Mai mult depinde de drumuri decât de anvelope. Șoferii care nu-și vor echipa mașina pentru iarnă nu vor putea circula în perioada rece a anului. Cei care vor ignora noile reguli riscă să rămână fără numere de înmatriculare la vehicul.